Salutare toată lumea, eu sunt Felix și bine v-am regăsit la joculețul ăsta care vă place foarte mult. Deci eu nu știu că a apărut ceva nou. Voi a spus, Felix, vezi că a apărut jocul ăsta 12 Lux, ăla cu lacăte care vă place foarte mult. Dar altă versiune, 12 Lux at Fivigity Home, habar n-am ce înseamnă. E aici o familie de blonzi și o broșcată. Nu-mi dau seama, ideea este că cred că jocul ăsta este făcut de aceeași persoane minunată care a făcut și 12 Lux, așa că rupeți butonul încolo pe multe episoade faine. Mulțumesc că am citit comenturile și voi din comenturi mi-ați zis de acest joc, așa că scrieți în comenturi ce jocuri mai sunt faine ca astea, că sunt faine astea le joc. Hai să dăm butonul aici. Hei băieți, ok, care faci, da? Tată, ai idee despre acest joc pe care vrem să ne jucăm astăzi? Da, l-am instalat pe telefon. Oamenii acum, înainte se jucau Scrabble, se jucau Monopoly, mai știu eu ce, rebusuri. Dar acum, puzzle-uri, acum se joacă pe telefon. Deci lumea a evoluat foarte mult. Doar că am pus telefonul în cutia asta și după aceea am încuiatul cu 12 lacăte tipic acestui joc. De fiată când au nevoie de ceva, de hârtie genică de la baie, de cheia de la baie, de cheia de la mașină, tot timpul este acolo. De ce ai închis cu atâtea lacăte? Păi telefonul, cel mai important lucru, are și net. Jocul ăsta e foarte fain, mie îmi place la nebunie. Asta este cutia. Chestia asta 1T cred că se vede de la o tonă, deci dacă ar veni cineva un hot on one din ăla și ar vedea, acolo se află lucruri faine și când acolo are doar telefonul sau cheia de la baie, cum am avut în celelalte episoade. Foarte, foarte, foarte fain este jocul ăsta. Ia uite pe femeia așa, așa toacă. Aici, deci, aici este și bucătăria. Ce-mi place la jocul ăsta, că uitați-vă, poți să mergi așa și este ca un fel de cer. Bun, asta este tatăl. Și asta este fica. După cum vedeți, seamănă. Deci ei sunt... deschidem 12 lacăte. Aici e parola, nu știu eu deocamdată. Aici e coșul de gunoi. Nimic în coșul de gunoi? Nimic în coșul de gunoi? De obicei lucru în coșul de gunoi. Aici ce e? Apă. Poți să drumul la apă. Sigur trebuie să combinăm ceva cu apa. Uite aici un suc. Pot bagă asta în apă? Se pare că nu. Ah, cred că trebuie să dau la asta să-l gătească. Poftim, oțet! Nu trebuie. Ok. Vedem noi ce trebuiește. Aici trebuie să înveți. Oh, stai că am pus închid apa. Poate doar la caldă. Ia uite, bă, diferență. Ce se află în această cutie? 853. Asta e un cod. 853. Asta e din 853. Nu, cred că asta e din 4. O fi asta. 8. 5. 3. Nu e bun. A, și de ce nu-i bun? Fii atent. 8 roz, 5 verde, 3 galben. 8 roz. Nu, e 3, 5, 8. Trebuie să-ți dai seama la culori cum se funcționează. Vedeți? Mamă, ce fain este că te păcălește toată șmecheria asta. Mie asta-mi plac la jocul ăsta, că te pune mintea la contribuțiune. Bă, am luat o lingură. De unde e lingura asta? A, cred că am luat-o de la asta, de pe aici pe undeva. Ia uite, bă, cum se lingurește fata. Asta ce ceva pentru pisică. Asta, aici. Aici am luat ce asta? O plastilină, ce asta? O să pun un cada cu baie. Așa punem. Oh my god! Am pus-o și mi-a dat o cheie. Cheia și mi-a dat cheia de pițu roz. Nu mi-am dat seama că am făcut asta. Mi-a dat cheia de pițu roz. Aici am rezolvat totul, pentru că sunt gamer și, sincer, mie îmi place foarte mult jocul ăsta, că îți pune mintea la contribuție. Mi se pare joc ușor, în caz de nu știu să terminați, vă uitați la gamer, rupe aici tot, dar în caz de, știți, nu. Uite, aici mă gândesc eu, am chestia asta și mă gândesc dacă trebuie să o pun aici. Păi bun, și ce-mi dai la schimb? A, dai cheia albastră, mersi foarte mult, îmi trebuia cheia albastră, punem acum cheia albastră, deci e foarte faină. Că spune minte la contribuție, consider că astea sunt lucruri foarte faine. Jocul ăsta cu puzzle care spune minte la contribuție sunt cele mai faine. Bea puțin apă să mă hidratez ca să pot să vorbesc continuare. Ce gătește asta aici? Vedem ce mai avem pe aici așa. Aici avem o pisicuță care stă pe scaunul de laptop. Foarte cute pisicuța. Și aici avem pe... ce chestia asta? Aaa, aici sunt puzzle astea. Da, sunt ușoare astea. Astea sunt printre primele puzzle-uri. Tot timpul eu când fac un puzzle, fac marginile. Uitați-vă, deci fac așa marginile. Tot timpul fac marginile, merg așa câte puțin și după aceea mi-este ușor. E foarte important să faci marginile, că după aceea merge totul mai ușor. Și mie îmi place să fac puzzle, că n-am timp.
pentru puzzle. Și după aceea vezi care se potrivesc. Dar dacă faci marginile, e mai bine treaba. Acum a fost mai ușor, vedeți? Și mi-a dat cheia galbenă. Mersi foarte mult. Cred că o deschid după. Vedem ce e pe laptop. Ah, e jocul ăsta. E jocul ăsta cu... ce fain este jocul ăsta. Asta e jocul copilăriei mele. Era pe Tetris. Văd că trebuie să mâncăm... cât mâncăm, cu atât crește mai mult. Și nu trebuie să ne lovim așa între noi. Trebuie să mâncăm 7 mere. Era pe Nokia, pe telefoanele vechi. Mamă, dacă n-aveai un Nokia din la... Era atât de rezistent telefonul ăla. Băi, puteai să-l bagi mașină spălat. Dacă cu acel uscai pe califer. Era cel mai bun rezistent telefon. Puteai să-l scapi. Acum toate sebele astea, folie, carcasă, bla bla bla, zi sticlă din bla bla bla. Și acum trebuie să luăm cheia, mamă, dacă de mare s-a făcut. Așa, și luăm cheița. Perfect! Și acum e loc să ne dea cheița. Avem două cheițe. Haideți să punem aceste două cheițe. Să vedem care... Uite, aici sunt. Vom pune cheița roșie, care cred că este aici. Și vom pune cheița galbenă. Și mai sunt destul de multe cheițe. Ok. A, uite, astea se pun mâncare la pisicuță. Astea zic că vine. Uite cum vine pisicuța care are mâncare! Vine să papă mâncare! Că i-am pus mâncare! Papă i-a mici mâncare. Mânci? Sau doar așa stai? A, nu am putut să facă, nu am cu gura. Stai să văd, mi-l luăm pe aici, totuși, de unde am... și aici avem cheia de pițu roz! Cred că asta e ultima. Perfect, clar noi avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sau 7 lacăte. Deci am făcut aproape jumătate de joc, foarte, foarte bine. Îmi plac foarte mult jocul ăsta! Ce mutre aveți! Sunt faine. Foarte fain a fost că am făcut și cheia asta. Ce mai avem aici? Ok. Asta e radio. Opa, e văzut ceva. Nu înțeleg ce am făcut. Dar ok. Asta. Ai jocul ăla. Uitați-vă, chestiile roșii trebuie să le mut în stânga, chestiile albase în dreapta și asta albă în mijloc. E foarte ușor pentru mine tipul ăsta de joc. Vă arăt aici cum se face. Pentru mine sunt foarte ușoare asta și vă arăt și vouă cum se face. Pur și simplu, cam asta este șmecheria jocului. Doar trebuie să le muți așa prin rotație. Stai. Așa. Așa. Și nu pe ăsta roșu. Așa. Și acum să-mi scot pe la alb. Așa, mi l-am scos pe albino. Uitați-vă cât de ușor este atunci când te pricep. Deci foarte, foarte ușor. Dar mie îmi plac astea. Și pun pe ăsta aici. Și îmi dă ceva. Nu? Îmi dă cheia maro! Cheia maro se face ciudată. Aici ce avem, bol? Aici ce avem? A, aici trebuie să facem o inimă. Pe asta nu trebuie să fie grea, nu? Stai, nu trebuie să vină așa. A, și mi-o dat aici... Am făcut-o bine, mi-a dat un clește bun. Din care-i faja. Care-i faza cu ursulețul? Ursulețul n-are nimic. Ce mai avem pe aici? Ursulețul n-are nimic. Hai să punem lacătele. Să punem toate lacătele ca să vedem să ieșim. Cred că ăsta e maro aici. Mai mult ca sigur cu cleștele tăiem asta. Și mai avem 1, 2, 3, 4, 5 locuri, ești nebun! Păi n-am umblat în sertare. Îmi dă un sirop. Dar sunt multe lacăte, nu știu unde să le pun pe toate. Tu ai ceva? Opa, opa, Penelope, aici am luat tot. Am făcut asta, am desfăcut asta. Aici așa, pisicuță. Aici am luat asta, aici am luat asta. A, uite-l pe ăsta! Aici cred că trebuie să iau astea și trebuie să scriu... F, F, G, T, V. F. 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 G. T. V. Până știi, mi-a dat ok, persi. Trebuie să fii foarte atent că sunt lucruri pe care nu le-am făcut. Ok. Și am făcut cheia asta. Și mai sunt 4 chei. Aici nu e nimic. Ok. Se îngroașă gluma, se îngroașă gluma, se îngroașă bine.
Aici bolul. Oh, mi-a dat o chestie. M-a dat o chestie asta, ok. La radio, ce n-am făcut bine? Trebuie să dau de manetă? Adică m-am vârt peste tot și văd că doar aici. S-ar putea să fi făcut ceva în altă parte datorită muzicii. Cineva să danseze, du-te. Abar n-am ce! Laptop am făcut, scaun am făcut. Ia, îți dau ție plastilina, îți dau ție. Bun. Faza este că mai avem nevoie de 3 lucruri. Nu știu codul. Hai să-l cotăm peste tot. Dăm click peste tot, cum așa este. Apa am folosit-o. Ia să mai dau totuși. Văd că este așa balonașe. Aici am folosit-o, da. Aici jocul ăsta m-am jucat, asta am încercat-o. Ăsta i-am făcut asta. Ăsta l-am făcut, ăsta l-am făcut. Nu știu care e faza cu radioul. Ce trebuie să fac cu radioul? Că jocul ăsta nu-i pe sunet. Cursulețul. Care e faza cu cursulețul? 3714, perfect. 3714. Perfect, și mai avem lacătul verde și lacătul lacătul verde și lacătul gri. Lacătul verde și lacătul gri. Aici am făcut asta. Tu când toci, nu dai tu ceva verde. Legumele tale. Aici nu-i absolut nimic, aici am fost. La pisicuța. Bă, da, eu m-am uitat peste toate, care sunt? Tu prin buzunare, n-ai? Mamă, frate. Sub tine. Bă, deci chiar aici cu radio te să facem ceva. În canapea, sigur, în canapea. Ursulețul ăsta e cam suspicios, dar nu știu cum, ce vrea să-i dau. Radio ăsta, ce vrea să-i fac la el? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu înțeleg. Bă, și mai trebuie două. Băi, fraților, cât am cotat peste tot. Și uite ce face radioul, stai să vedeți. Nu mai pot da pe radio. Mi-a adus cățelul și cățelul are cheia verde la gât. Cățelul avea cheia verde la gât. Frații mei, așa ceva n-am văzut în viața mea. Și așa m-a trebuit să găsesc cheia gri. Că nu pot să deschizi, mamă, dar ce fain arată tot așa maro. Îmi place că toată chestia asta este parcă este făcută așa cu degetele. Singurul lucru, m-am tot uitat pe aici și m-am gândit unde pare să fie. Singurul lucru ar fi ăsta. Și dacă cunosc jocurile cum erau înainte, pur și simplu trebuie să apeși. Pentru că trebuie să spamezi, să spamezi, să spamezi. Să spamezi și la un moment dat trebuie să iasă ceva. Ăsta este, sigur, cum am apăsat toate butoanele peste tot. Nu asta? Ah, hihihi, vreau tot cheie! Mi-a dat cheie! Ok. Ok, ați rupt butonul de Google Live, pentru că asta înseamnă că jucăm mai multe jocuri. Mamă, dar mi-a luat ceva timp, deci știi cum e să fac eu la jocul ăsta? Uneori mă blochez la început, alteori, efectiv, ultimele două chei, am zis, bă, fac pe toate din prima, ultimele două chei m-au prins. Na! Ia-ți telefonul, că știu că-l meriți. Face bine. Hurray, new, let's check it out! Acum aș lua telefonul, poate să joace pe joc. Wow, this 12 last of the game, game. 8 minute m-am luat, nu? Și acum face reclamă la partea 1, partea 2, partea 3, pe care le-am terminat și le-am rupt. Mie îmi place foarte mult jocul ăsta. Dacă vreți să mai jucăm alte joculețe, când mai apar jocul plastic, ne rupeți butonul de cocola, scrieți în comentul ce vreți voi. Eu sunt Felix și ne vedem data viitoare. Pa!